Simona, bine ai venit în familia Mercedes-Benz. Suntem foarte onorați să avem alături de noi cea mai bună jucătoare de tenis din lume. Simona, să ajungi numărul 1 în lume e o performanță cu care foarte puțini oameni au șansa să se întâlnească în viață. Spune-mi, te rog, care este primul lucru care îți vine în minte din tot ce ai învățat în călătoria asta ta extraordinară? Primul lucru pe care mereu mi-l amintesc este programul strict. În fiecare zi nu trebuie să te abați de la nimic, trebuie să te trezești cu dorința de a te antrena, dorința de a concura și, indiferent dacă te simți bine sau nu, trebuie să fii apt și 100% ca să dai tot ce ai mai bun. Profit de faptul că acum mergem mai încet și mă pot concentra. Spune-ne, te rog frumos, ce te motivează să mergi mai departe odată ce ai devenit cea mai bună jucătoare de tenis din lume? Primul lucru, bineînțeles, câștigarea unui Grand Slam, iar al doilea lucru, care eu, din punct de vedere profesional, cred că este mult mai important, să devin tot mai bună de la zi la zi, să încerc să progresez în toate aspectele, nu numai la tenis, și emoțional pe teren. Ajută-ne, te rog, să sperăm că într-o zi o să putem atinge și noi ținte care astăzi par imposibil de atins. Arată-ne că în cele din urmă ești și tu un om ca noi toți. Spune-mi, care este plăcerea ta vinovată? Pentru că noi abia mai avem loc de ale noastre. Am chiar aici în mașină cu mine niște ciocolată și o să gust un pic.